Salutare tuturor! Astăzi vă voi prezenta doi magneți pentru pescuit metale din râuri. Așa vin ambalați, în aceste cutii. O să le desfacem. Înainte de a-i desface, trebuie să fim foarte precauți, deoarece pot provoca daune corporale. Acesta este un magnet de tip oală, din neodim, cu diametru de 136 de mm. Are o forță de 600 de kg. Magnetul este încastrat într-o carcasă de oțel, ceea ce face ca forța lui de aderență să fie mult mai mare decât a altui magnet fără această carcasă. O să desfacem și această cutie. Foarte mare atenție la dispozitivele electronice pe care le aveți asupra voastră sau lângă voi. De exemplu, telefoane, camere video, aparate auditive sau carduri le demagnetizează. Sau orice alt dispozitiv. Acesta este un magnet cu două cârlige inelare și două fețe. Are avantajul că se pot crea combinații diferite de prindere. Îmi place mai mult pentru că poți să-l târăși prin apă și se agață mai ușor de metale, cu cel puțin una din fețe, dar nu este la fel de puternic precum primul. Avem cei doi magneți, îi manevrăm cu atenție și cu foarte mare grijă, pentru că, de exemplu, pot să-mi prindă degetul și o să mă rănesc foarte tare. Iar dacă o să se lipească între ei, nu voi mai putea să-i dezlipesc cu forța proprie. În momentul în care în apă găsim ceva mai voluminos și nu putem să îl scoatem afară, ne putem folosi de acest cârlig, de exemplu, îl aruncăm și pe el și tragem ceea ce a agățat magnetul. Ca accesorii trebuie să avem o frânghie. Ea trebuie să fie suficient de rezistentă în caz că magnetul se lipește de ceva și vom trage cu o forță mare, aceasta nu trebuie să se rupă. E bine culoarea ei, aceasta nu e, dar indicat culoarea ei să fie cât mai vie, un portocaliu, un verde, să se deosebească de apă, să se vadă prin apă. Și să fie puțin din plastic. Prinderea magnetului trebuie să se facă cu ajutorul unei carabiniere, care trebuie și ea să fie destul de mare, rezistentă, solidă. Trebuie să ne bazăm pe ea. Pe acesta putem să-l folosim tot așa. Iar sau îl desfacem chestia aceasta sau îi desfacem această ureche și putem să-l folosim așa. Îl vom arunca în apă să vedem ce se întâmplă. Am găsit ceva. Prima încercare n-am găsit nimic. Aici avem câteva exemple cu obiectele pe care le-au găsit amatorii acestui hobby, și anume magnet fishing. Nu ținem piciorul. Să ducem. Dacă ce de adâncă, vă fii atent. Da.
Eu uite niște bănuți am găsit. Bă, ești nebun? De un leu, de 1000 de lei. O să postez mai multe clipuri când folosesc acești magneți, așa că abonați-vă la canal. Poate vom găsi o comoară sau o armă, o bombă, un seif. Nimeni nu poate ști ce vom găsi. Monede, putem să găsim orice. Putem să-i folosim în lacuri, fântâni, râuri, oriunde.